Campania de capturare a câinilor fără stăpân de pe străzile Sucevei, demarată odată cu încredințarea acestui serviciu unei firme private, a dus la o reducere semnificativă a numărului câinilor fără stăpân. Peste 2000 de maidanezi au fost adunați de pe străzile din municipiu și transportați în adăposturi. Acțiunea a început în septembrie 2014, iar de la momentul respectiv, direct din țarcuri în România au fost adoptați 200 de maidanezi, în Germania 340, în timp ce 85 de canine din rândul celor bolnave incurabil sau deosebit de agresive au fost eutanasiate. Chiar și așa, numărul câinilor aflați încă pe străzi este destul de mare, mai ales că în tot acest timp alții au fost aduși și abandonați aici. Este vorba de persoane din localitățile din jurul Sucevei care au decis să-și aducă patrupedele în oraș. Există chiar și cazuri în care pe străzile Sucevei au fost abandonate grupuri de câini de 10-15 odată. Municipalitatea capturează câini în colaborare cu Asociația Pro Anima. Și pentru că aparent colaborarea este una bună, contractul urmează a fi reînnoit. Atribuțiile vor fi împărțite între cele două părți. Ne împărțim atribuțiile, ca să zic așa. Eu sunt mulțumit pentru că, în urma colaborării cu dumnealor, reușim să gestionăm lucrurile de acolo, pentru că, repet, lucrurile se mută în adăpost, acei 2000 de câini, majoritatea sunt acum în adăpost și trebuie să-i gestionăm acolo. Ca atare, primăria va avea ca principale atribuții, hrana pentru câini, paza, lemnele și rămâne în continuare atributul primăriei capturarea câinilor. Pro Animal va asigura cheltuielile de personal la personalul care face, de serviciu acolo, care îngrijește, pentru că primăria, așa cum știți, v-am spus și altă dată, nu are salariat suficient, are 2 salariați la acest capitol, nu putem angaja până în alta. Deci va plăti personal de curățenie și lucrul cel mai important, va face deparazitare, microcipare, sterilizare, medicamentație. Asocierea presupune și adopția 500 de maidanezi pe an în Germania. Până acum, peste 200 de câini au fost duși în Germania. Statisticile medicale arată că numărul sucevenilor care au căzut pradă animalelor hoinare s-a diminuat în mod considerabil în ultima perioadă. În 2015 față de 2014, numărul de victime s-a redus la jumătate. Însă în cele două adăposturi de pe malul Sucevei există 1700 de animale, țarcurile fiind deja suprapopulate. Ca urmare se va trece la eutanasierea exemplarelor agresive și a celor care suferă de maladii incurabile. Autoritățile spun că pot gestiona constant doar 1500 de animale în adăposturi. În vederea îngrijirii câinilor comunitari, partenerii germani ai Asociației pentru Protecția Animalelor Pro Animal Stina Suceava s-au oferit să cheltuiască anual o sumă de 100.000 de euro.